rog, o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Seva mea, spune Marcel Iureș, vine și din faptul că am întâlnit oameni care au trăit meditând, încercând și nu doar spunând. Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Interlocutorul meu din această sâmbătă declară: cel mai tânăr mă simt dimineața. Parte din tinerețea zilnică începe atunci. Și, evident, mă simt tânăr atunci când mă pun în acord cu oamenii din jurul meu. Astăzi voi încerca să fiu în armonie cu marele și îndrăgitul Marcel Iureș. Bună dimineața, bine ați venit! Mulțumesc de invitație! Eu zic că armonia începe, mai ales sâmbăta dimineața, cu o cafea bună, dacă sunteți de acord. Cum se cheamă? Beți de obicei, de obicei cafea dimineața? Bună dimineața, da, da, în fiecare dimineață. Am auzit acum că e foarte bună. E foarte bună pentru sănătate. A, da? Sănătatea mentală, pentru, da, pentru nervi. E foarte bună. Da, și mie, ca de obicei, cappuccino, mulțumesc. Un espresso lung. Domnule Iureș, cum se face că v-ați jucat magistral bătrânețea fără a fi bătrân? Am văzut la începutul toamnei ăsteia ultimul film, Octav. Am fost fermecată, ăsta e cuvântul, de foarte multe lucruri pe care o să le pun în discuție astăzi. Dar vreau să începem, poate nu întâmplător, exact cu asta. A juca bătrânețea fără să fii bătrân. Chestie de prefăcătorie. M-am prefăcut că nu sunt bătrân, de fapt eu sunt bătrân. Și după aia m-am adus aminte de chestia asta. Și mi-a ieșit. Cel mai grav a fost, mulțumesc frumos, cel mai grav a fost când am fost în secvența care Puștoaica, Ana, copila, mă cere în căsătorie. Atunci, din prefăcătoria strălucită, ați avut o tresărire, să înțeleg. Păi da, pentru că singurul lucru pe care îl mai aveam de jucat în momentele alea era uimirea, care era baza poveștii. Un om care călătorește înapoi nu poate fi scutit de lucrul ăsta. El e uimit, fie că a uitat, fie că n-a știut să răspundă la anumite întrebări atunci când au fost puse. Exact, la anumite împrejurări, întâmplări, momente de frumusețe. Da, e uimirea, baza asta e uimirea. Eu am să spun doar atât celor care trebuie neapărat să se ducă într-o sală de cinema și să vadă Octav. Există în film o secvență de Oscar, categoric. Este aceea cu doi monștri sacri, dragi prieteni. Victor Rebenciuc și Marcel Iureș, care stau cu uimire, cum spuneați, în fața unei mese ca acum, cu un trenuleț electric. Ce mare plăcere pentru momentul acestei jucării serioase, cum zic eu, care trece prin gări, trece pe sub poduri. Exact. Și dintr-o dată acești doi seniori devin copii cu o seninătate și o naturalețe care vă va lăsa fără replică în fotoliile dumneavoastră. Eu așa cred. Eu aici, în casa asta, am deschis ochii. Aici am crescut. Știu, spre asta mi-a și dat atâta putere. Nu știu că tu ești aici. De ce vrei să o vinzi? Eu n-am pe nimeni. Octav, e totul bine? Nu merge nimic bine. E rău să îmbătrânești? Dacă stau să mă gândesc, dar știi? Nu stau să mă gândesc la asta. Trenul Oriente ne trece prin gara la linia 1. Fugiți, fugiți! Zboară atât de repede. Câte duble au fost la secvența aia? Că așa pare că ați făcut-o pe nerăsuflate, ca și cum era undeva în cămașa sufletului și ca pe un evantai, așa. Ați scos-o și nu, ați pus-o sub ochii noștri. A fost aproape o zi, am filmat acolo. Aproape o zi. Ce era fascinant este că
Inclusiv domnul Victor Rebenciuc a început prin a fi descumpănit. Chiar asta tragem, ne jucăm de-a copiii. Eu eram avertizat de Sergi, de regizor, da. Sergi Ioan Celibidachi, după care am început să ne jucăm. Și ce joacă! Și ce era extraordinar, că la fiecare dublă, Blasco Giurato, directorul de imagine, de imagine, da. Da, operatorul, cum îi zicem noi, care avea un cameraman extraordinar. S-a văzut asta, formidabil. Se vede în fiecare secvență. Adăuga unghiuri de filmare. Cum poți filma, practic, o masă? Era o masă. M-am gândit la asta. Munți, cu viaducte, cu tuneluri. Toate în miniatură. Erau păduri înzăpezite, niște coline. Așa. Da. E, cum poți intra în peisajul ăsta? Filmic, cinematografic. Și atunci a venit cu niște camere puțin mai mari decât pliculețul ăsta și le-a pus pe vagoane. Vagoanele care erau în mișcare. Le-a pus deasupra tunelurilor, pe peroane, ca să treacă trenul exact pe lângă ele, să-ți dea o senzație de întoarcere într-un tip de real, care conținea și imaginarul, și actualul, toate. Exact așa a fost. Foarte frumos, foarte frumos. Pentru mine e un motiv să vă întreb îndată despre copilăria dumneavoastră, dar nu încep de acolo cronologic și previzibil cum ar fi, pentru că sorții au făcut să vorbim acum într-un moment istoric. Ne-am pierdut ultimul monarh și asta mă face să-mi aduc aminte de o declarație pe care ați făcut-o în urmă cu un deceniu și mai bine, când ați spus răspicat, de când România n-a mai fost regat, toți oamenii puterii fie au cumpărat actorii pe nimic ca să-i subjuge, fie i-au disprețuit. S-au schimbat lucrurile de la gândul ăsta de atunci? Înainte de 47, actorul avea un statut, din câte mi-am dat seama, din câte am citit, avea un statut în care coloana lui vertebrală nu se îndoia așa. Nu era flexibilă. Da, ba da, că na, suntem oameni care ne câștigăm existența din transpuneri, din felul în care ne punem în alte situații, aruncăm în joc propria noastră viață, corpul, acest instrument de care trebuie să avem grijă. Mă refer acum social. Da. Ei trăiau într-o formă de asumare corectă. Era limpede. După corectă 40... și moral, aș zice. Erau oameni. Unii proveneau din familii bogate. Da. Erau oameni cu vocație unică. Era limpede. După 47, primul lucru care s-a întâmplat a fost că actorii au fost cumva luați la subțioară de regim. După un model binecunoscut, sovietic, în sfârșit. Ei au fost, cum să spun, da, într-un fel cumpărați de regim. Mie mi-a plăcut termenul pentru că era foarte... pe cât de cinic, pe atât de realist. Da, da. Și nici nu îndrăznesc să mă gândesc dacă nu cumva suntem tot pe acolo. Nu, ideea era că fiind atât de influenți, un actor e purtător și distrugător de imagine. Da. Nu e bine să te pui cu actorii. Niciodată, e ca un bumerang, categoric. Da. Și atunci, ce au făcut? Au inventat o scară de premianți, artiști care începeau artist emerit al artei, artist al poporului. Un fel de oamenii zilei, știm foarte bine. Și în dosul acestei deferențe, să zicem, de fapt era o formă de subjugare, să zicem. Intrau în remorca puterii. După 90, lucrul ăsta nu s-a mai întâmplat. Jonathan, să rog să dai premiul de excelență al Unitedului pentru cel care a fost numit în Senatul nostru ca fiind catalizator al mișcării teatrale independente. Să-l oferi domnului Marcel Iureș.
Limba română, în general, e din ce în ce mai goală, din păcate. Și primul semn al goliciunii ei este avalanșa de adjective. Așa că n-am să folosesc niciun adjectiv în seara asta, am să spun doar în teatru și în artă nu se negociază nimic. Se dedică. Mulțumesc mult de tot! Mulțumim, Marcel Iureș! Frumoase cuvinte! Mulțumesc, Marcel! Vă mulțumesc! Spuneți de actoria din timpul comunismului. Păi eu mă gândesc privind așa cei, apropo, la anul, adică în curând, în 2018, faceți 40 de ani de film. Dacă mă gândesc de la debutul din 78, știți că am văzut filmul ăsta Vis de Ianuarie, dar să nu spun toate lucrurile deodată. Rămân la ceea ce încercam să zic cu filmul și comunismul românesc. De pildă, un film al lui Veroiu, în care jucați și poate singurul care atunci, în 84, cred, a fost pomenit de o revistă celebră americană, Variety. Am citit asta. E mai mult decât orice autentificare. Da, am aflat de la Mircea, de la Veroiu, că existase un articol, el a fost semnalat în America, nu știu prin ce împrejurări, că Mircea era destul de discret, știu că el mi-a dat o mână de ajutor, descoperind acest articol. Atunci când mi-am trimis CV-ul la Londra, în urma unei întâlniri cu un mare agent, că atunci a început, în 95, 94, 95, Mircea s-a luminat așa, dar stai un pic. Evident, eram destul de rătăcit în toată manufactura asta, trebuia să-mi fabric un CV. Din punct de vedere cinematografic internațional. Da. Ori eu n-aveam așa ceva. Sunt într-adevăr norme care nu pot fi încălcate. Da. Abia după asta vine arta, improvizația, înțelegerea, expresivitatea. Da. E clar. Mm-hmm. Și el mi-a dat un articol pe care l-a fotocopiat. Era extrem de entuziast în a mă ajuta. Și am reușit să pun în CV-ul meu o bucată chiar de cronică. Era bună cronică. Da. Am văzut-o eu însă. Am văzut-o, dar am văzut-o prin anul 2000. M-am bucurat, dar deja făcuserăți film cu Tom Cruise, cu Bruce Willis, cu Morgan Freeman, care îmi place atât de mult, cu George Clooney, cu Nicole Kidman. Oh, ce listă! M-am temut o clipă că după ce ați spart bariera vestului veți rămâne în America. M-am tremut o clipă. Nu. Și ce m-am bucurat când v-ați întors. De fapt, n-am plecat. Au fost excursii mai lungi, mai scurte, unele țintite, altele întâmplătoare, dar așa e viața, nu? E normal. Un actor pleacă în excursii mai lungi, pleacă, cum să spun, cu un gând, dar niciodată de plecare definitivă, cel puțin în cazul meu. Pur și simplu aveam treabă aici, e foarte greu. Și n-aveați nimic de lăsat pe lângă treabă, adică era teatru act, face și el 20 de ani, că tot vorbim de aniversări, la anul. Septembrie. N-aveați nimic de lăsat și dacă vreți, împreună putem să numărăm cumva pe degete, că nu sunt multe lucruri pe care nu le-ați fi lăsat sau mai degrabă nu le-ați fi dus în nicio altă țară. Cu ce am putea să începem? Sunt crescut, educat, antrenat și pentru viață și pentru teatru în limba română. E instrumentul suprem cu care trăiesc și pe care îl folosesc respectându-l. Nu? E firesc asta. Pot juca în engleză sau în franceză. Așa cum am văzut, dar pot să vă spun un secret care e mai o impresie personală. Firește. Nu spuneți, dacă e secret, nu spuneți. Mă cred că spunem tot ce vrem împreună astăzi, nu? Nici măcar, cum zic puștii, când l-ați omorât pe Bruce Willis în Războiul lui Tom Hart, parcă vocea dumneavoastră nu mai suna ca în limba română. Sigur, era cuceritoare, avea sonorități grozave, dar altfel era ea, cum a fost în Prințul Octav, de pildă, sau cum a fost, de ce să mă leg, de voce pură, de audiobook-ul pentru Mateiu Caragiale și așa mai departe. Sunt multe lucruri de spus. Da. La asta folosește
o limbă respectată. Dacă o respecti, îți dă foarte multe lucruri. O bună parte din oamenii cu care m-am întâlnit mi-au făcut cadouri extraordinare. Vorbesc de actorii britanici. Da. O bună parte din ei sunt și patronii fundației Teatrului Act. Da, da. Ian McKellen, după ce a văzut Richard al III-lea, după ce văzuse înainte Hamlet-ul, a văzut și Richard al II-lea și Hamlet, Caligula n-a văzut? Nu, n-a văzut. Păcat. Vorbea cu Judi Dench la un moment dat și cu Emma Thompson și a zis: ei, ce ziceți? N-avem nimic să învățăm despre ce Shakespeare. Frumos, da. Ce frumos. Și al doilea, Ian McKellen a venit și mi-a zis: domne, nu te supăra, vreau să spun un lucru. După limba engleză, și aici te rog să nu te superi, limba română este cea mai adecvată și cea mai potrivită pentru teatru. Și v-a înflorit inima atunci, sincer. Da, bineînțeles. Și mie acum îmi am place... Tot spus-o, am tot spus-o. Da. Cu toate că e bizară ca sonoritate, ea are o energie în sintaxa ei, în felul cum o pronunți, unde îți dă energie, unde îți dă aer. De exemplu, limba română este o foarte darnică în privința aerului pe care îl iei ca să te exprimi. Alea sunt de obicei consoanele. Da. Că sunt, mă rog, mai aspre, că sunt mai dulci, nu contează. Limba engleză este o foarte mare consumatoare de aer pentru un actor. E foarte grea. Foarte subtilă observație. Acum când vă ascult, îmi dau seama că e exact așa. Da. Și atunci Judi Dench îmi spunea la un moment dat: nu știi ce coșmar este Shakespeare în original. Pentru că, slavă Domnului, grație reeditărilor, perfecționărilor, actualizărilor, se poate rosti Shakespeare magnific. Da. Altfel sună ca Dostoftei, dacă îl joci în original, așa cum a fost scris. Da. E Ion Neculce, da. E teribil. Și mă gândeam la un moment dat că noi am putea face același efort a retraduce și Neculce și Dostoftei, da. Adevărul e că ea o poezie acolo. Și Anton Pan, de asemenea. Ați făcut deja toată scala muzicii necunoscute din limba română și dacă îl punem și pe Turbincă și pe Moromete, deja am ajuns la cer cu scala asta de mătase, de acord? Asta a fost, da. Că v-am văzut. Hai să-l punem și pe Cațavencu, deși el e un soare negru în toată pleiada asta, pentru că acolo e și râsul, plânsul. Cum e Caragiale. Cum e Caragiale. Toată panoplia asta de portrete care sunt formidabile și care funcționează într-un context altul decât al lui Molière sau lui Beaumarchais sau Dumnezeu știe care alt autor. Sunt omniprezenți aproape. Poți găsi din orice magazin din România până în Parlament, până în comisiile de specialitate ale țării. Ca și brânzovenești și farfurizi de toate. Formidabil. Mă întorc la Turbincă. Turbincă are un mare câștig. E spusă o poveste esențială moldovenească pe limba oltenească. Asta a fost ideea domnului Dabija. Adevărul e că acest one-man show pe care l-ați făcut și a fost și premiat cu Turbincă strălucește și pentru că Alexandru Dabija i-a umblat la fireturile ascunse și a nodat acolo tot ce trebuie. Da. Nu era mare lucru de adăugat, ci doar de respectat, după părerea mea, pentru că ea vine dintr-o tradiție, să zicem, bogumilică, poveste curată, în care, la nivel de relatare, e și uimire, este și șmecherie, această așa zisă mistică a raiului și a iadului, e de fapt tratată ca o glumă. E o glumă pe care o și trăim astăzi. Suntem, încă nu mai avem o imagine nici a raiului, nici a iadului. Din păcate, toate sunt întoarse noi pe dos. Vă place, domnule Iureș, România asta care acum e și fără rege? E o țară în care vă simțiți ca acasă?
că ați rămas pentru ea. Vă dați sufletul, vă puneți sufletul. Ce-mi place mărturisirea asta, cum îmi vine acum în minte. Cum la sfârșitul unui spectacol, atunci când mi-am făcut treaba, spuneți, sunt ca o pungă fără bani. Banii sunt în sală. Și în mine e doar aerul, că tot am vorbit despre aer. Da. Ei, și atunci vă place România asta, care ia totul din pungă și actorul rămâne dintr-o dată... Eu cred că partea eroică a noastră, a poporului nostru, a oamenilor, pe paralela și meridianele astea, partea eroică rezidă în rezistența de a ne imagina, în a ne imagina adevărata noastră țară. Prin aceste, să zicem, nuuri, care sunt tot atâtea suferințe, și tot atâta splendor pentru cine și le asumă, da, și începe să facă artă din ele. Cum face Prințul Octav în ultimul film al dumneavoastră, el ia toate nuurile și le pune pe reveria lui Debussy, nu? Și e reveria ultimei vârste. Eu nu-i spun bătrânețe, nu cred în bătrânețea artistului. Da, acolo a fost ok. Serge m-a tot împins în zona aia, ca să evit o capcană. Când joci un om bătrân, pare că n-ai soluții. Filmul adaugă ceva, și anume faptul că el se însuflețește. Da. Renunță la baston, nu există nicio concluzie de tras. Asta mi-a plăcut cel mai mult. Continuăm. Și... Da. Ce facem acum? Da, da, da. De acum, continuăm. Continuăm să trăim până la cap. Deci e foarte frumos. E foarte frumos. Timpul zboară atât de repede. Trebuie să prețuim fiecare moment. Mi-a zis odată că la un moment dat al vieții, probabil după toate izbânzile astea grozave pe care le-ați avut la Hollywood, o piesă, pur și simplu o piesă a lui Beckett, v-a vindecat de frica, de bătrânețe și ultima de moartea bandă lui Krav. Ultima cred că la aia vă referiți. Da, ultima bandă lui Krav, pe care am și văzut-o. O experiență minunată, dar tot n-am înțeles mare lucru. Atunci nu? Nu. Da, m-a vindecat într-un fel de spaima animalului, care se degradează. Cred că în spaime toți suntem, într-un fel, niște viețuitoare. Oh, da. Cauciucul ăsta. Centrul ăsta de comandă al nostru presimte, nu? Da. E forma supremă de a viețui, forma supremă presimțiți de obicei cu mintea sau cu inima? Cu tot. Cu tot. Cam cu tot, da. Depinde acum, da, cât de adâncă e. Și când presimte, mai ales dacă e artist, se întâmplă lucruri. De aici vine și salvarea, pentru că un artist nu-și poate permite să trăiască finit, da, o stare de slăbiciune. El trebuie să o transpună. Trebuie să o regăsească într-un act vital, da, care e o poveste nu neapărat a lui. Și atunci se însuflețește pentru asta. O singură dată am întrezărit, dar poate mă înșel, povestea dumneavoastră în Creatorul de Teatru, această piesă
longevivă, mai mult de 10 ani ați jucat. 11 ani jumate. 11 ani jumate. E a unui austriac grozav. Thomas Bernhard, pe care eu l-am descoperit prin teatrul ACT și după aia m-am întors la text, da. Chit că l-am citit într-o versiune franceză, pentru că n-am fost în stare să-l citesc în germană. Dar acest text manifest, care a devenit o partitură a dumneavoastră ca o piele... Da, vă și zic de ce a devenit așa. De fapt, era o haină care s-a îmbrăcat pe mine, cum ar veni. Dincolo de împrejurările dramaturgic livrate de Thomas Bernhard, povestea lui Bruscon semăna, mi s-a părut mie că seamănă cu etapa în care mă găseam eu. Păi numai dacă mă gândesc la replica niciodată într-un teatru de stat... Da, exact. Deja... Aia a fost, de fapt, care m-a... scena și, de fapt, replica ce m-a hotărât să fac. Să fac, să pun această piesă. Trăim tot ce ne e dat să trăim. Totul e important. Am trecut în revistă, aveam o listă a ceea ce este miraculos, cu toate că pare banal. Dar e miraculos să se aprindă lumină. E miraculos că e deschis. E miraculos că oamenii care țin acest teatru, vorbesc de tineri, vin cu entuziasm. Piesa asta e un periplu a unui actor care a ajuns cel mai sus. Da, și care și-a trăit și... toate experiențele. Exact, medalia de aur a Imperiului, a Austriei, a țării, a meseriei. Bun, mai departe ce e? Cerul. Și atunci ce face domnul Bruscon? Joacă în tot felul de măcelării, scrie o piesă din care nimeni nu înțelege nimic. Așa e. Își pune familia să joace, cei doi copii și soția, delirând, practic. Delirând. De fapt, Bruscon este chiar Thomas Bernhard. Așa e. Da? Care s-a auto-excomunicat din Austria. Din Austria. Era foarte supărat pe Austria când a scris asta. Exact. Am simțit. Fapt, și sunt, vorbim de Austria anilor 84. Da. Culme. Care spune despre țara din care a plecat că e punga de puroi a Europei, da, exact. Că e un popor de naziști, că de analfabeți, nimeni nu mai e capabil să iubească pe cineva. E foarte nu mai știu dură să vorbească. Exact. Îngrozitor, da. Îngrozitor. Da. Mie nu mi se potrivea perfect, total modul ăsta. Dar eram un om care ieșisem din teatru. Din sistemul de stat. Din sistemul... Eu fiind produsul sistemului. Nu din teatru, cât din teatru burghez sau, cum ziceți, din cutia italiană a teatrului, ca să fie exact. Nu știu, din birocrația teatrului. Da, exact. Din starea de... Din biblioraftul teatrului. Da. Și atunci am înțeles foarte multe. Pentru că jucam în fiecare seară și înțelegeam din ce în ce mai mult despre ce jucam. Am simțit asta, de asta am venit de două ori să văd. Era o mare bucurie. Publicul, la început descumpănit, a înțeles, pentru că se năștea acel model în care trăiam și trăim și acum. Neavând însă flacăra și fierbințeala lui Thomas Bernhard în a ne exprima, da? Noi suntem niște oameni mai molcomi. Deși... N-ați înjurat niciodată țara asta și nici nu o veți face, sunt sigură. Iureș, care este, eu cred în predestinarea numelor și această predestinare care vă vine dinspre bunica maternă, de fapt, eu nu văd ca pe o grabă și năvală, cât ca pe o frenezie. Deci nu aveți nicio șansă să-mi spuneți acum că noi suntem molcomi. Poate unii. Nu.
poate că nu e cel mai bun cuvânt. Suntem dependenți de ce dă pământul ăsta, de cum cade soarele. Asta da. Asta de gustul pâinii. Mă refer la mine în principal. Vorbeam cu domnul Ciulei, Dumnezeu să-l odihnească, și cu foarte mulți alții, la care am învățat enorm. Oricât am scuturat, ne-am scuturat hainele, bagajele, pantofii, ducem cu noi oriunde praful și... Și miros, deci, și aromele, da, să zic deci, aromele. Asta e o limită. E și o limită și un destin. E combustibilul care ne împinge înainte. Oricum, cred că cum suferința cea mai mare... Seva, e seva. Da, nu știu dacă e seva. Sânge, cum vreți. Ideea este că asta ne împinge înainte fără prea multe explicații. Nici nu cred că trebuie să le căutăm atât de amănunțit cât să le înțelegem și să le simțim. Da, se trăiește simplu. Țin minte că bunica mea, după ce se întâlnea cu... Era un fel de fruntaș, așa să zicem. Cu el se sfătuiau majoritatea oamenilor. Și când depășeau măsura și cu vinul și cu discuțiile și cu bârfele și cu dezorientarea, așa, cu, așa îi spunea, bă, oameni buni, treaba voastră, voi mai stați cum vreți, dar eu am mâine de arat și de semănat. Da, vorbim, e o poveste. Facem, teoretizăm, nu știu ce, dar am treabă. Dar a venit ceasul să plec, nu? Ar fi. Da. Și să mă duc în povestea asta spre un car cu un pictat și niște bivolițe alături și o țigă în cușă. Prima imagine feminină în fața căreia inima v-a tresărit, pentru că în timp ce vorbeați acum mă gândeam cum v-o fi folosit oare această limbă română muzicală, cum credeau amicii dumneavoastră, în clipa în care de fapt trebuia să ascultați tăcerile și să vorbiți puțin. Și mă duc spre o idilă timpurie care o poveste frumoasă, cu o țigă în cușă de la... Afumați? Amzulești, da. Amzulești? Da, bine, e mult de atunci. E așa, ca o... Am luat-o, ca un numai, ca am o luat-o numai ca pretext pentru un drum lung. Știți ce se întâmplă? La țară, bine, noi toți suferim de un fel de idealizare. Totul era frumos la vremea aia, totul mirosea încântător. Mirosurile sunt aducerea aminte însăși, apa, grânele, animalele. Asta e iarăși un lucru bizar. Am învățat, de exemplu, să nu iau numai asta cu mine. Mă gândeam, de fapt, aici voiam să ajung cu mărturisirea și m-ați dus. Viața... dau în filozofie, că e inevitabil la ora asta cu o cafea în mână și cu un pahar cu apă. Viața trebuie luată, dacă ești atent, dar și ești deschis, cât mai mult în serios. Îmi place ce aud. E mai mult. E mai mult decât doar teoriile noastre, ideile noastre, amintirile. Lamentațiile, da, lamentațiile, că toată ziua facem asta. Plânsul ăsta, care nici nu știi dacă e adevărat sau nu, dacă nu e doar o formă de spectacol, dacă nu e o formă de... Poză. Da. Și de încercare, de a primi, și de a primi adeziuni. Da, avem, ne punem cojocul ăsta și masca asta de oameni năpăstuiți, nedreptățiți, supărați. Trebuie luat din istoria noastră, că începe la țigă în cușe sau începe la Anton Pan sau la, nu știu... Aproape că nici nu contează unde începe, da, ci contează cât exact ce îmi spuneți acum. Trebuie luat cât mai mult, da. Pentru că acolo era o suferință uriașă, erau oameni, vorbesc de familia mea, erau oameni care câștigaseră, luptaseră în două războaie mondiale. Sim, luptaseră în două războaie, se tot mutau cu casa, veneau spre Craiova, se gândeau la ziua de mâine. Au făcut tot cu mâinile lor, da. E atât de mult lucru. Reușiseră să aibă o pereche de boi, două feluri de care, o căruță pentru treburi mai ușoare și pentru un car mare, pentru o vacă cu lapte, plug,
cine avea plug era, era cineva. Da, era bogat. Da. Plug cu o brazdă. Pentru că boii nu puteau să tragă două brazde. Au reușit să-și facă o casă din cărămidă. Și așa sunt victorii formidabile. Este uimitor ce-mi spuneți, pentru că totdeauna v-am privit ca pe un urban absolut, ba chiar ca pe un boier al orașului, dacă mă gândesc bine. Nicio legătură. Nicio legătură. Și de fapt, subteranele erau astea. Da. Când am ajuns la oraș, foarte multă vreme am refuzat să mănânc pâine. De ce? Pentru că nu știam cine o făcuse. Fantastic. Da, nu, și pâinea aia n-avea memorie și nici istoria mâinii care a atins-o. Exact, n-avea nicio relație cu cineva din familia mea. De obicei, femeile făceau pâine la noi. Bunica mea, după aia mătușa mea, mama, când mi-a pus pe masă o pâine, era pe cartelă la vremea aia, în sfârșit, n-am vrut să mănânc, pentru că n-aveam nicio atingere cu bunica mea, cu mirosul de țest, de cuptor, de paie, de cocean, de nimic. Și o bună bucată, cred că vreo jumătate de an, mi-a făcut mama pâine în casă. Turtițe din acele mici, nedospite. Erau foarte bune. Am pierdut gustul lor. nu s-a pierdut. Nu mai face lumea. Nu s-a pierdut deloc. Cu alte cuvinte, credeți că există lucruri și realități care, de fapt, nu se pierd, ele renasc la un moment dat, cum ar fi teatrul, despre care spuneți superb, că se hrănește din propriul lui cadavru și din propriile neputințe, ca un pom din propriile frunze, îți pare că a murit și, de fapt, el n-a dispărut și apoi spuneți prompt, ci nu va dispărea niciodată. Niciodată, nu. Ce facem noi acum? E o formă de teatru. Fără îndoială. Sau măcar de teatralitate. Avem public. Este teatralitatea confesiunii, că de fapt de prefacem că vorbim în taină, când toată lumea se uită la noi de acasă sau din jurul nostru. No, e o convenție cinstită. E o convenție cinstită, nu-i așa? De acord. am convenit că asta face. Să mergem mai departe cu convenția asta cinstită spre zone aerate, însorite, întâlnirea bună cu muzica, pentru că tot cu surprindere am aflat. Ați spus așa, în liceu am avut chiar o trupă rock, am cântat la pian și chiar la orgă. Uluitor pentru mine. Da. Mi-am și cumpărat. Cam înainte de a reuși la teatru, la institut, ceea ce a fost așa ceva bubuitor, mi-am cumpărat cum se chema la vreme, claviton. Claviton, da, cred că era. Cred, de fapt, o claviatură. Patru octave jumătate, cam atât avea. Și cântam în cluburi, casele de cultură ale studenților, în sfârșit, în sala noastră de sport de la liceu. Aveați o idee anume despre celebritate în acel moment al întâlnirii cu un fel sau alt fel de public? Nu. Era mult prea mare febra în a ne exprima, în a imita Beatles, Rolling Stones. Era perioada de explozie uriașe. Flow power. Ieșiseră toți mari cântăreți din rock-ul ăsta, foarte atipic și ciudat. Led Zeppelin. Așa e, trăiam. Lumea trăia atunci prin Cream, ei. Cream, cu Eric Clapton și cu toată pleiada asta mari chitariști. După aia Aretha Franklin, care era și de la ei cum v-ați dus spre Bach, de care îmi ziceți, el e Dumnezeul muzicii. Ascultam foarte mult, da. Ascultam. Cred că dărâmarea asta, sau dacă aveți străpungerea zidurilor, a venit prin muzică. M-am gândit, de asta muzică. V-am și pus întrebarea. M-am gândit că subtilul transportor a fost într-o lume închisă chiar muzica și atunci când lumile în sfârșit s-au deschis, ce bucurie pentru noi, am venit special, de pildă în 2013, cred, la festivalul George Enescu, când ați fost narator pentru regele danez Valdemar și Amanta s-a ucisă de regină. M-am înghesuit acolo în sala palatului. O experiență nouă, cu totul nouă, da. Cum e și teatru de păpuși. Da. Nu știu, cred că baza în meseria asta e totuși curiozitatea, deschiderea. Nu poți sta, nu, așa,
în supa ta, în sosul tău. Nu cred că ați făcut-o niciodată. Da. Cred că nici atunci când obosit dormiți, nu sunteți în supa proprie, pentru că vin visele, vin gândurile, vă duc spre ideea judecății de apoi, când vă întreabă acolo, la judecata de care nu scapă nimeni. Ei, cum a fost? Ce-ai făcut, domnul meu? Cum e răspunsul dumneavoastră? Până aici... Răspunsul unui actor. Răspunsul... Nu știu, domnule, eram în trecere. Doar atât? Dumnezeu va fi descumpărit și va spune, nu mă expedia. Nu. Maestre, nu mă expedia. Aștept povestea de la tine. Aștept ceea ce... Eu așa zic? Dacă o avea timp de mine, cred că ne așezăm undeva și o să mă poftească, dacă nu o să vorbesc în picioare. Domnule Iureș, eu cred că Dumnezeu, în primul rând, are îngăduință și timp pentru artiști. Și de asta e doar parțial că acum am vorbit împreună despre lucruri care sunt precum apa, în desfășurare și în curgere. Da. Trebuie să vă smulg promisiunea că veți mai veni în următoarele decenii să-mi spuneți ce s-a mai întâmplat cu rolul, cu această curiozitate care vă bântuie și vă aduce oamenii aproape. Da. Vă promit, în funcție de cât de anonim voi deveni înaintând în viață. E ideal pentru un actor să devină anonim. N-aveți nicio șansă. Trebuie să mă credeți pe cuvânt. Anonimul e doar o sintagmă a Festivalului Internațional de Film, unde ați fost și președinte și de care vă ocupați, iată, sunt vreo 13 ani, vor fi fiind numărând de azi. Deci nicio șansă. Cred că anonimatul e doar pentru îngeri și, din păcate pentru noi, n-am fost decât niște convivi care au vorbit la o cafea. Vă mulțumesc pentru Eu vă mulțumesc azi. Din toată inima. Sărbători cu bine. Sărbători cu bine tuturor. Mulțumim tare mult. Gata? Sincer, gata. Spun... Ieșiți-vă. A fost muzică. Încă l-am întrerupt nemeritat. Deci l-am văzut prima dată, ne-am cunoscut la Puft. Nu la Pufta. Ba da, eu eram la 78 când s-a filmat Vis de Ianuarie. 78, da, exact. 78 iarna. Am și vorbit despre asta. Minunat, filmul Ofrițescu. Era prima dată în viața mea când pășeam pe... Eu când am văzut, l-am văzut pe acel list din filmul ăla. Era un list. Hai, ce povești erau acolo, doamne. Ce vorbe s-au spus acolo. E adevărat. Dumnezeule. Da, s-a mers cu secerișul. Da. Pentru că despre asta era vorba. Da. Era un nei ca nimeni care semăna și cântam. Eu am cântat și Mephisto și eram asta. Eram acolo, da, exact. La Odeon după care, s-a filmat. Da, o parte și o parte în Moldova, la Casa Cogălicean. La Casa Cogălicean, da. Și Oprițescu, care era un puștan întors de la Paris cu o valiză de doctorate, de... Mama mea, ce era formidabil. Că eu am avut impresia că el era un om al regimului, dar poate îmi dau peste gură, nu știu. Invers. Cu totul invers. Ce totul bine. Invers. A venit însurat cu o franțuzoaică superbă, arheologă, formidabil, incredibil. Era de neînțeles pentru toată lumea, mă duc aminte, că îi tăiau de pe listă cai, căruțele, trăsurile. Și s-a mers până la al suspecta, de fapt, al învinovății, că vrea să provoace un conflict între România și Ungaria. Vai, asta o nebunie, pentru că o nebunie. List, fiind o maghiar, lui List îi se atribuie un copil din Flor. Da, asta știam. Care asta știam. Ar fi fost Carol Davila, cel care a făcut institutul și spitalul. Da. Stai, domnule, ce are una cu alta? Ce înseamnă istoria? Dar istoria asta, care nu e în cărți. Stai să vezi că... 1848 în Moldova, în țările române, coincide cu List în trecere, care e un curvar... Dumnezeule, ce boală! Ce boală! De o gravitate absolută! Da, da. Mulțumim tare mult! Da.